Ei, vă zic bună ziua încă o dată, doamna Maria și doamna Petra. Vreau să voi să mă prezint, mă numesc Mihaela Tomu și în această zi vin către dumneavoastră cu o surpriză frumoasă, deoarece cunosc că sărbătoriți 50 de ani de căsătorie, așa? Așa. Iar cineva a dorit să vă surprindă. Cum credeți, din partea cui a venit? Copiii, aici manuara nu e așa, dar... De la copii, cred. Poate ar cineva? La cine? Poate ar cineva? Domnul Petru, cum vă gândiți dumneavoastră? Șoi. E la noră, nu? E pentru dumneavoastră. Am scris un mesaj personalizat și când o să dau citire, o să înțelegeți din partea cu ea venit. Acest buchet de flori vă aparține. Vă rog să luați. Pentru domnul Petru, această sticlă, așa, un tablou. La fel vă aparține. La fel și o diplomă. Până a dat citire mesajului de felicitare, vreau să vă întreb, domnul Petru, cum ați cucerit-o pe doamna Maria? Foarte bine. Asta cum? Acum, noaptea. Și mă, ce vreau să vă prins pe ei. Așa. Doar noaptea ați cucerit-o, da? Așa. Doamna Maria, dumneavoastră, cum a fost în toți acești ani? Care este secretul fericirii dumneavoastră? Ei, cum? Că... când a fost mai bine, când mai rău, când... dar așa, ne-am schimbat unul pe altul și am ajuns la 50 de ani. O fost și rău, mai bine. Așa, am înțeles. O fost greu. Acum, vreau să dau citire mesajului de felicitare și vă dați seama din partea cu. Sunteți pregătiți să vă ascultați? Da. Așa. Mulți ani înainte să trăiască pentru cei ce ne-au dat viața. Ne-au crescut, ne-au educat, tot ce mai bun ne-au dat. Suntem două fete și un băiat care mereu v-am respectat. Azi pentru viața noi vă mulțumim. La mulți ani și vă iubim. Astăzi este sărbătoare, nunta de aur o sărbătoriți. Doamne, ce mândrie mare, 50 de ani împreună ca să fiți. Un exemplu pentru noi, împreună ați fost la greu și la nevoi. Sănătoși ne dorim să fiți, în continuare cu noi să vă mândriți. Încă mulți ani trăiți frumos, pe al vieții drum anevoios. Cu drag, copiii și nepoții dumneavoastră. Aplauze! Așa. Iar dacă aveți un mesaj de mulțumire, vă rog mult. Le mulțumesc la copii că sunt astăzi cu noi, nu ne-au uitat. Mai îmi pare rău că nu ora de poței noi. Dar... tot am și fii sănătoși, să ajung și fii. La anii voștri. Mulțumesc tare mult și la copii, la toate rudele care le-au vizitat azi. Domnul Petru, stai diploma. Hai, Oana. Ajutorul Domnului a trecut ani ca pe vis. 50 de ani am durat. Începem cu în ziua de azi. Dar mulțumim că suntem sănătoși, cum și altul. Ne iubim, ca la început. Cu trebuie să fie mai bun altul, ca dai încă mereu. Mulțumesc cu toată lumea care a ajutat azi în trecut, dar nu sunt doar de bine. Pace și tot bine. Pace și sănătate. Încă o dată la mulți ani.
Aici este toată familia dumneavoastră, da? Copiii. Foarte bine, eu cred că oaspeții o să mă ajutați ca să strigăm un amar frumos pentru această pereche, da? O fost vreun amar astăzi? Așa, haideți să mai fi vă rog. Amar!
atunci. Moria! Minor. Za voi. Tot și legat de condus, așa? Agricultură. Eu nu știu, eu mă uit la dumneavoastră așa de liniștit, eu mai zic că nu știu, nu o să n-ați trăgat niciodată la dumneavoastră, nu? E, deloc. Mai îndrăznesc și el. Dumneavoastră câte dată, mă enervați ori nu? Nu, 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 eu am apus încă o piesă, penultima piesă. Eu am spus că până mă duc, eu sunt pe Ursii, da? Ați mai prins la curaj. Haideți încă o dată. Amar! 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 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Haideți mai fi o piesă. Yeah.
Să tragem o vețină.
și eu lune ca și tine. Thank you.